Am primit solicitări, întrebări, în mare parte întrebări, dacă cunosc detalii despre motociclete. Răspunsul sincer este, sunt bătă la motociclete. Simplu. Știu câte ceva așa, de Suzuki GXR, Yamaha R1, Kawasaki Ninja, nu știu ce model, că sunt motoare de un cilindru, doi, paralel, de patru, sunt în patru timpi și atât. Acolo s-a oprit tot. Am permis categoria A. Mi-am evitat să merg pe motocicletă. Am făcut AU pentru că am zis că poate o să fiu inspector și am devenit inspector și poate o să lucrez la o stație unde vor avea stand de motociclete sau poate la RAR sau poate undeva unde va fi nevoie de categoria A. Ăsta a fost scopul. Dacă tot fac școala, am făcut toate categoriile în afară de categoria D. Dar ca inspector, dacă ai C plus E, poți să faci ITP-ul și la D plus E. Deci te lasă. Sau o chestie ciudată. Un ATV se conduce cu categoria B, dar ca să-i faci ITP-ul, trebuie să ai categoria A. Registrul autoromân. Și încă un lucru pe care l-am studiat de curând. Eu acum sunt autorizat să vând Ravenol, dar trebuie să pun la punct shop-ul. E în lucru. E în lucru, e o echipă întreagă pe el. Așteptăm. Când va fi gata, facem metoda de plată, îl încerc un pic și îl dau live. Puteți să comandați orice doriți dumneavoastră din gama Ravenol. Pentru început, plus alte lucruri. O să vedem. Tricouri, chestii. M-ați întrebat mai mult de unde am tricoul ăsta. Tricoul ăsta e despre Teespring. Îl găsiți dacă intrați pe Teespring și băgați 99 Vehicles, dar este foarte scump. Este foarte scump pentru că nu eu fac prețul ăla, ei fac prețul. Este scump transportul și vine în 2 săptămâni. Și atunci o să fac tricouri noi. Asta e logo vechi, că m-am apucat. O să fac alt logo, alte tricouri. Sunt deja făcute. O să fac cu o firmă din România, cu contract. Și le voi obține la o treime din preț. Și le veți avea în 2-3 zile. Nu în 2 săptămâni. Adică nu cred că e cineva atât de nebun încât să dea pe tricoul ăsta 150 de lei, pentru că este enorm. Un tricou de genul ăsta, dacă ar fi să-l vând pe shop, l-aș vinde cu 59 de lei, să zicem. Un material bun, nu știu ce. 150 de lei să aștepți 2 săptămâni după el, eu nu aș da banii. Atât am plătit eu pe el, 100 și ceva de lei am plătit pe un tricou din ăsta, foarte mult. L-am luat de dragul de a avea tricoul cu 99 Vehicles, dar scump, trecem peste. Și vorbind cu Ravenol, am fost la Ravenol, am intrat pe site-ul de la Ravenol. Uleiul la motocicletă, asta nu știam, am aflat acum. Uleiul la motocicletă se schimbă la un an sau 6.000 de kilometri sau 2 luni sau 1.000 de kilometri în mers agresiv. Ce ulei ai nevoie? 10-40, 15-40, 15-50, 10-60. Poți să ai monobloc, adică uleiul de transmisie să fie și uleiul de motor și trebuie să-l schimbi des. Și ai nevoie de astfel de uleiuri pentru că nu mergi cu motorul pe timp de iarnă. Deci pe timp de vară nu e problemă, e un ulei bun. Și Ravenol are o gamă foarte bună și foarte mare de uleiuri de motocicletă. Și ce m-am gândit eu? M-am gândit că totuși ar fi interesant să fie o motocicletă. Nu să fac figurii. Cu mașina nu sunt eu cel mai curajos, merg uneori sportiv. Am experiență, îmi place, o simt. Pe motocicletă e periculos. M-am gândit pe o motocicletă nouă, pe la 4.000 de euro și acum vreau să îi întreb pe cei care, dacă există urmăritori pe 99 Vehicles, care sunt motocicliști, sunt curios să aflu care este părerea voastră, acum mă întreb pe voi, care este părerea voastră despre un motor de 250 de centimetri cubi? Pentru că eu am făcut școala pe un motor de 125 de centimetri, cred că pe un Yamaha am făcut școala. Eu am făcut școala la 18 ani, deci acum aproape 9 ani, când se dădea școala pe un motor mic și zădea AU. Apoi a venit asta cu 2 ani experiență pe A2 și sau 24 de ani vârstă minimă sau experiență, nu știu ce. Deci eu am prins AU când se dădea fără A2, fără experiență, fără 24 de ani, apoi au fost un număr mare de accidente șoferii tineri între 18 și 24 de ani și au băgat această lege care până este foarte bună. Eu am AU, dar nu am experiență, nu am niciun fel de experiență pe stradă, deci sunt absolut paralel și nu mi-e jenă să recunosc. Dar totuși aș vrea să-mi iau o motocicletă. M-am gândit la o cilindre de 250 de centimetri cubi și aș vrea să învăț mai multe despre motociclete. O să discut cu proprietari, o să intru pe internet, o să văd review-uri, o să-mi iau și o carte. Și de ce nu să discutăm și despre motociclete, pentru că și motocicletele fac parte din vehicles. 99 vehicles nu înseamnă 99 cars, înseamnă vehicule. Vehicule înseamnă și remorci, nu sunt autovehicule. Autovehicul este un autoturism, este o motocicletă, este
un camion, este orice vehicul propulsat de un motor. Ăla este un autovehicul. 99 vehicles înseamnă că poți să vorbesc și de remorci, și de autobuze, și de biciclete, și de orice. Cu toate că nu ăsta e scopul, dar m-am gândit că ar fi interesant să introduc în discuții, măcar așa ocazional, și motocicletele. Ce părere aveți voi despre această idee? Ce motocicletă îmi recomandați? Ce părere aveți despre motorizarea de 250 de cm cubi? Sincer să fiu, cel mai mult îmi face cu ochiul Suzuki GXR de 250, vreo 4.000 de euro TVA inclus nou-nouț. Și mai este o motocicletă care îmi place, Honda CBR300R sau CB300R, care e vreo 4.000 și un pic. Asta are 31 de cai putere, Suzuki are 24 de cai putere, un consum mediu de cam 3 litri la 100 de kilometri. E faină, îmi place mult. Nu am de gând să o iau acum, am de gând să fac acest pas undeva prin august. Merg un pic, am alte priorități, acum toată energia și tot ce ține financiar și energie acum merge către shop-ul online pe care o să-l deschid pentru voi, și pentru mine, dar și pentru voi, cu produse de calitate. Cu prețuri similare ca și toți ceilalți, nu vor fi nici mai mici, nici mai mari. Și eu, ca să vă pot atrage și să vă ofer un plus, fiind 99 Vehicles, o să vă ofer vouchere, discounturi și voi face în fiecare lună un giveaway. Deci în fiecare lună vor fi cel puțin 5 schimburi de ulei, un schimb de ulei fiind echivalentul a 5 litri din punctul meu de vedere, extra îl cumperi tu. Ai un 1.9 TDI, ai un 1.6 benzină, ai un 2.0 TDI, intră 3.7, 4.6, 5 litri de ulei. Și atunci un schimb de ulei echivalat la 5 litri, eu o să vă ofer lunar, minim 5 schimburi, le facem giveaway. La sfârșitul lunii facem un video înainte de giveaway și unul după giveaway, intri acolo frumos, comentezi, dai share, dai like, intri pe Instagram, dai follow, fai un frumos și facem minim 5 câștigători lunar, lună de lună, plus voucher, plus că o să primesc, am o geantă Ravenol făcută de Adidas, deci au și lucruri de genul ăsta promoționale și o să le ofer giveaway, deci de câte ori le primesc, țin și eu una, două pentru mine să le folosesc personal, restul nu sunt produse de vânzare, nici măcar nu am dreptul să le vând, dar pot să le ofer bonus către cei care mă urmăresc și cei care participă la giveaway. Să vă mai spun alte produse de giveaway, ce ar putea fi, ăsta e un ulei de moto. Este testat inclusiv pe Nürburgring ăsta, ăsta l-am primit de la ei. 10W60 Racing Sport Sinto Oil, full sintetic, 90% PAO. Opel Motorsport RS GVO, made in Germany, racing, în sfârșit, detalii. Deci o să fac pe lângă ulei, schimburi de ulei, giveaway, diverse sortimente, nu știu, n-am mai, sortimente generale, nu o să vând doar ulei de drâbă, ulei, diverse sortimente. Ulei, lichid de frână, antigel, lucru foarte important despre antigeluri, vreau să discut despre ele, am studiat în carte, am cărți aici cumpărate, luate, fain frumos, de inginerie, de scrise de ingineri, doctori ingineri de la facultăți, de tehnicieni, cu surse sigure despre care vreau să învăț și ceea ce învăț vreau să vi le pun pe ecran să învățați și voi. Un pic mai simplificate, dar lucruri esențiale din surse sigure. Vreau să fiu cât mai obiectiv, cât mai puțin subiectiv, cât mai profesional. Ăsta este scopul meu, să mă îmbunătățesc pe fiecare video, să mă îmbunătățesc și să fiu cât mai bun pentru voi. Ce mai dau giveaway? Lichid de frână, am spus. Ulei la cutie, USB-uri pentru mașină, geci, veste, tricouri cu 99 Vehicles, cu Ravenol, șepci, Ravenol, șepci, 99 Vehicles, stickere auto, o să fac și asta, trebuie să vorbesc cu o firmă să primești și stickere, tot felul de lucruri promoționale. Deci urmăritorilor le ofer ceva în plus. Fie că te duci la cineva care vinde Ravenol, îți cumperi uleiul, îți ia banii și atât. Nu știi cine e, nu știi ce face, nu știi de unde ia uleiul, nu-ți oferă nimic bonus. Eu o să ofer un bonus, un voucher, știi de unde cumperi, știi cine sunt. Pe lângă faptul că îți cumperi uleiul ăsta pentru tine, mă ajut și pe mine și faptul că mă ajut pe mine, eu cresc, îmi iau scule, fac content, câștigi. Deci tu că iei de la mine, câștigi. Și rezumăm. Vreau să-mi iau o motocicletă, vreau să vând despre motociclete, ce părere aveți despre un motor de 250. Sunt începător, nu am experiență, nu vreau adrenalină, probabil că o să simt nevoia de adrenalină când trec la un motor mai mare, când ți prin gustul, nu am idee. Dar vreau să fiu cât mai compătat, nu vreau să mor pe motor sau să fiu pe la știri sau eu știu. Atunci vreau un motor mic, vreau să învăț. Îmi place să învăț, îmi plac provocările și simt că asta e o provocare. Mi-e puțin teamă, dar este o provocare și vreau să văd că pot.
motociclistilor, ce părere aveți? Vreau să aud ceva despre Suzuki GXR250. Dacă aveți informații clare, dacă aveți comentarii, mesaje, un e-mail, e binevenit. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video. Nu mai știu despre ce vorbeam. Deci am uitat despre ce vorbeam, frate, în video, ești nebun. Despre ce vorbeam, bă, băiatule, că am uitat complet. Așa ceva n-am pățit prea, nu pot să spun ceva. Deci să închid filmarea, că eu nu mai știu despre ce vorbeam, ești nebun.